cartea Neemia, scrie în capitolul 9 că leviții au zis poporului: sculați-vă, binecuvântați pe Domnul Dumnezeu vostru de veșnicie în veșnicie, și să-i spună așa: binecuvântat să fie numele Tău cel slăvit, care este mai presus de orice binecuvântare și de orice laudă. Amin. Dacă toată veșnicia l-a slăvit pe Dumnezeu, El e mai presus de lauda noastră, ar merita mai mult. De aceea, cu dragă inimă, să o slăvim și în această seară, binecuvântat să-i fie numele în vecii vecii. Amin. Să vă dea Domnul îndurare tuturora, să ne cerceteze Duhul Sfânt, Domnul să ne vegheze și să lucreze în viața noastră ceea ce este plăcut. Amin. Amin. Să deschideți, vă rog, cu mine Scriptura. Eu știți că prefer Scriptura, nu proiectorul. Proiectorul, pentru cine n-a fost atent și a uitat Biblia, să nu fie chiar fără nimic, mai se arată cu un verset din când în când. Biblia arată două pagini, câte două coloane, unde vrei. Scrie în Coloseni, la capitolul 2, versetul 2, partea finală, așa: taina lui Dumnezeu Tatăl, Coloseni 2 cu 2, taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos. Spunea Moise că lucrurile ascunse sunt ale Domnului. Și Scriptura întreagă ne învață că Dumnezeu, cum zice și în Proverbe 25:2, slava Lui stă în ascunderea lucrurilor. Și dintre toate lucrurile ascunse, cel mai frumos, cel mai măreț, a fost această taină. Iisus Hristos, Domnul. Cum spune Cartea Sfântă, aici în versetul 26 din capitolul 1, taina ținută ascunsă din veșnicii, în toate veacurile și cu efect pentru toată veșnicia. Iisus Hristos, Domnul. Maria. Nu degeaba spunea Pavel la Corinteni, și n-am vrut să știu altceva între voi. Voi ați greșit când v-ați spus în față pe Pavel, pe Apollo, pe Petru. Eu n-am vrut să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe răstignitul. Și la Filipeni le scria pentru ceea ce a fost, a devenit Domnul Iisus Hristos, toate ființele din univers să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin. Taina lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Aș vrea să privim spre această taină sub câteva aspecte ale ei. În primul rând, citind versetul următor 3, că în această taină sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Domnul Iisus Hristos este taina cunoașterii. Ce vreau să spun cu aceasta? De exemplu, noi am învățat la școală și așa se învață și acum. Pe universul acesta a apărut așa, dintr-o pomidură, și s-a lățit. Și oameni cu școală multă spun mai departe așa. Și alții cât cred, cât nu cred. Grecii în mitologia lor spuneau una dintre versiuni, că au fost doi zei puternici și s-au bătut până când unul l-a lățit pe celălalt și l-a făcut materie primă spre a construi un univers. Dar vă rog să rețineți, nu-i vorba numai de apariția universului, ci de destinul universului, de soarta ființelor create. Toate aceste informații, vă rog rețineți, citiți versetul, în Domnul Hristos sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Oamenii au înmagazinat este acum prin internet atâta informație încât o să treci cât metrosala că n-a pus să citești tot. De cum să mă aprofundez? Să vizualizez tot. Măcar te spune Scriptura Romanului că oamenii atunci când s-au fărit că sunt înțelepți au și înnebunit.
Pentru că, dragii mei, o adevărată cunoaștere a ce a fost, a ce vine, a ce vede și a ce nu se vede, se află simplu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cum zice Dorz într-o poezie, ce înțelept le-a rânduit-o, Doamne, toate în univers. Orice ființă are o slujbă, orice lucru are un mers, după ori soare, lună, stele, auroră și amur, toate în tine și-au izvorul, toate către tine curg. Tu te ascunzi de mult ce în lume înțelept, secret și mare, dar te lași afla de bani, de păstori și de pescari. Tu începutul tuturor, tu al tuturor sfârșit, cât de minunat și tainic toate le-ai rânduit. Citesc. Capitolul 1, versetul 16. Pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile. Iată istoria creației, scopul. Care sunt în cer și pe pământ, cele văzute, cele nevăzute, fie scaune, domnii, dregătorii, domnii, stăpâniri, toate au fost făcute prin el. Și dacă s-ar opri acei, doar rămânea un suspans. Și pentru el. Deci iată, știți, dacă cineva își face o casă, o face cu un stop, nu? Are familie, are copii, mai face și niște anexe, înseamnă că vrea să fie și bun gospodar. Vedem acolo care o grădină, o livadă, a făcut ceva. Au toate sens, nu? Tot ce a făcut Dumnezeu. Toate-și găsesc informația necesară și suficientă în Domnul nostru Iisus Hristos. Și ce bine că avem și cartea asta sfântă, ca să pricepem pe Cel ce este Alfa și Omega, slăvit să-i fie în lume. El este mai din toate lucrurile și toate se țin prin El. Dar asta e numai despre univers, despre origine și destin. Dar spune apoi în capitolul 2. Vă citesc de la versetul 8. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofii. Cu o măjire de șartă după datinea oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii. Și face câteva referiri, ca să nu intru prea multe detalii, la învățăturile Vechiului Testament, la legea lui Moise, la ceremoniile de atunci, scrie aici, nu lua, nu gusta, nu atinge, de 120, învățături începătoare ale lumii. Și evreii țin și acum și vor să-și facă templul, ci că ăsta ar fi adevărul. Dar nu, asta e taina cunoașterii, ne spune că a fost numai o imagine. Ne-a făcut un desen să priceapă și ei despre ce era vorba. Cum zice în Galaten 3, că legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Și abia când a venit Domnul, am aflat noi adevărata informație, că nu-i mai nevoie de niciun miel. Că a zis Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu. Zice Dionisie Giupici într-una în poeziile sale, și-au ars pe artar atâți viței și atâția miei din turmă. Dar într-o zi s-a prezentat și mielul cel din urmă. Luând o pâine și un pahar, simbolul ispășirii, Hristos muri pentru păcat, păcatul omenii, slăvit să fie în veci. Și e atâta zbatere în lumea științelor, dar e mai mult o zbatere în sensul că e mai importantă în lumea religiei. Că o fie așa, că nu o fie așa, că e biet, dacă vă gândiți și la alte religii, de exemplu la vieții hinduși cu milioane de zei, la alte câte și câte filozofii, câtă încurcătură, câtă trudă, cum zice în Solomon Ecclesiastul, că truda nebună nu mă obosească pe cei ce nu știe drumul spre cetate. Ci că trebuie stadii să intri până intri la Dumnezeu și devii și te transformi și ascensiune. Și când vine Domnul Iisus Hristos, cum zice în 1 Corinteni, capitolul 1, că asta e înțelepciunea lui Dumnezeu, l-a făcut pentru noi, pe El. Și pricepem simplu de tot. Cum stau lucrurile, ce vrea Dumnezeu, care sunt principiile legii sale, cum se rezolvă totul. Și scrie în Biblie, este o sintagmă interesantă, de plină cunoștință a adevărului. O avem în Domnul Iisus Hristos. Știm ce avem de făcut ca să fim mântuiți. Ce s-au simplificat lucrurile, nu? Nu mai trebuie nici pelerinaj la Meca, nici nu știu câte mătănii, e taina cunoaștere. Simplu de tot, crede și vei fi mântuit, dar trebuie să te botezi, dar ce simplu, nu? O
așa, botezați în moartea lui, în viață împreună cu el, vine a doua oară să ne ducă, ne-a spus că ne pregătește loc și toate lucrurile se simplifică, el este taina cunoașterii. Adevărata cunoaștere nu e foarte complicată, cu niște formule, așa ca la matematică, cu limite de sume, cu integrale, cu fracții, cu nu știu cât, 1, nu știu cât, trecut în perioadă, că nu știu câte numere mai trebuie adăugate, câte cifre. Nu, totul se simplifică. Are sens și universul, are sens și religia. Și am aflat că a venit unul în care s-a ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Mărit să fie numele Lui. Și e foarte interesantă taina cunoașterii. Că nu trebuie filozofie cu pricep și copiii. Așa? Cu stată te laud că așa ai simplificat lucrurile, așa le-ai lămurit, pricepe și un copil. Ba încă zice Isaia în 35, că nici nebunii n-au probleme. Păi sunt adus de minte, dar atâta pricepe. Ca și orbul din Iman nouă. Crezi? Credam! Atunci du-te acolo și te scalzi. Gata. Și întreabă ce îi las cu trudă, măi. Dar cum te-a vindecat? Dar ce ți-a spus? Dar ce s-a întâmplat? Și m-a trimis. Și uite. Și vezi, te veniți ucenicii lui. Noi? Da, de unde? Atunci încurcați. Încuiați, cum a spus atenienii, scrie în fapte 17. Și cum îi? Zice, uite, a rânduit pe un om, Iisus Hristos, judecă lumea prin el, să vă pocăiți. Nu, no, ce asta nu cape mintea noastră. Altă dată. Și tot timpul s-a ascultat, s-a audă ceva nou și cu cât auziseră, nu se lămuriseră. Dar slavă Domnului că a fost acolo un bărbat, Dionisie, o femeie numită Damare. Dionisie, bărbat și femeia Damare și au priceput să fie acolo că și alții împreună cu ei. Poate să-i întrebăm în raimă, care m-a mai pocăit atunci, mă? Că numai la, pe doi o dat cu numele. Ce simplu au crezut, mărit să fie Domnul. Amin. Eram la Voitinel și într-o dimineață m-am rugat și îmi spune Domnul, azi vei vedea una dintre lucrările mele. Am reținut ideea în mintea mea, nu am spus la nimeni. Până la ora 12, fratele Costică, prezbitorul de acolo, și hai să vizităm o familie, o soră, un soț, la oastea Domnului, e bolnav și mergem, vorbim, omul zice, stai să vă spun, mie îmi place la voi, dar nu înțeleg. Zice, uite ce scrie în 1 Corinteni, în capitolul 1, și citește omul. De la versetul 18, fiindcă prozirea crucii este o nebunie pentru cei sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi și s-au umflat pieptul așa, e puterea lui Dumnezeu, suntem pe calea mântuirii. Vezi? La voi nu sunteți cu cruci, de-aia nu sunt pe calea mântuirii. Poate fi la voi că n-aveți cruci, mă. Dacă voi ați fi cu cruci, eu la voi ați venit, că de altfel sunteți mai consecrat decât noi. Ce zic, dragul meu? Hai să știm bine. Fiindcă propovăduirea crucii, scrie că-și crucea-i puterea sau propovăduirea crucii? Pe care e diferența? Zic, epistola asta a fost scrisă pe la anul 50 și nu știu cât sau la cât a fost scrisă. Și crucea de care spui dumneata a apărut abia la 312. Crucifix. Păi știau ăștia la care le-a scris această epistolă, că e vorba aici de ceva ce a apărut 250 de ani mai târziu. Că bine zici că nu. Dar tu ce înseamnă? Păi simplu, ce e prăvăduirea crucii? Spui că Hristos a murit și în baza jertfei sale noi suntem iertați. Numai atâta. Păi de-aia ce au crezut că e o nebunie? Cum numai atâta? Cum numai atât? Unul și unul face doi, gata. Hristos împreună cu oricare înseamnă mântuire. Că rezolvă pe oricine. Și zice omul, acum înțeleg. Femeie, și să uite spre noi, se poate? Azi mă botez. Da, și da, în ziua aceea a fost botezat, am parat. Și când ne-am rugat cu el, iară mi-a ce Domnul aminte. Vezi una dintre lucrările mele? Taina cunoașterii, Iisus Hristos. Dacă nu deschide Domnul și Duhul Sfânt mintea cuiva, poți să aduci toți filozofii, toți teologii și îngeri să aduci să-L lămurească. Încuiat rămâne. Când vine Hristos Domnul și Duhul lui Hristos se ia mahrama și de la evreu și de la grec, nu mai trebuie nici semne, nici altă filozofie, se cred, Doamne, mărit să fie Domnul. Amin. E o taină a unei cunoașteri interesante. Trec mai departe.
Scrie aici în Coloseni că Domnul Iisus Hristos este taina recuperării creației. Vă citesc de la versetul 20. El a fost rânduit ca prin el să se împace totul cu Dumnezeu, să împace totul cu sine, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii lui. Și pe voi, care din alea străini și vrăjmași prin gânduri și faptele voastre, el v-a împăcat acum prin trupul lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă rătăciați înaintea lui, sfinți și fără prihană. Cum a căzut omul în păcat, n-a mai suportat Dumnezeu pe niciun om să prezinte înaintea lui. Spus, băi, eu vreau să te văd. Crezi tu? Se poate așa numai, că am vorbit, că te-am ales să scoți un popor ăsta. Nu e suficient ca să mă vezi. O să ridică de mijlocul vostru de altul, de taină. Și numai leviții puteau să stea pe aproape, cum au zis fiul lui Core, că și în curte e bine. Preoții, prima cameră, marele preot, o dată pe an, acum îi locuia Dumnezeu, dar tainic. Și prin Domnul Iisus Hristos a deschis o cale nouă. Zice fratele Petru Cârdei, a rupt perdeaua în două și a deschis o eră nouă în acelui prezență să fie o echivalență accesibilă în traseu, nu numai neamul de eu, ci și dumneata și eu, să avem liberă audiență cu Fiul lui Dumnezeu. E adevărata cale care duce pe Eden, după schiță și desen, după lege electorale și devize pastorale, toți avem drepturi egale ca albina la polen. Măriți să fie Domnul. Taina recuperării creației. Să ne putem noi înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Ba încă scrie că și în cer s-au rezolvat lucrurile, auzi? Noi nu știm ce e acolo. Ce deranj a făcut îngerii pe acolo. Știți că a fost război în cer, scrie în Apocalipsa 12. Și cum au biruit? Scrie acolo și spune, prin numele lui, prin sângele lui. Mare lucru. Scrie în 1 Corinteni 15. Că vor fi niște învieri. Scrie că ultimul vrăjmaș va fi moartă și după ce îi rezolvă pe toți dușmanii, merge la tatăl și prezintă procesul verbal, totul e rezolvat. Are lucru. Taina împăcării sau a recuperării creației, a universului întreg. Că scrie în Evrei 1 că și îngerii trebuie toți să-i se închine, adică să-i dea respect, nu pe degeaba. În baza a ceea ce a făcut, repet, pentru îngeri nu știm ce s-a întâmplat acolo. Demonii sunt rezolvați, după cum li s-a cuvenit, tot în felul acesta. Scrie aici în Coloseni, capitolul 2, o epistolă foarte bogată. Vă citesc de la versetul 14. A șters zapisul cu poruncile care se dea împotrivă. A dezbrăcat domnire și stăpânire și le-a făcut de ocară înaintea lumii când a ieșit piruitor asupra lor prin cruce. Eradicarea răului și recuperarea creației. Și toate astea prin el. Că așa a decis Dumnezeu. I-a pus pecetea aceasta. Ca prin el le-a creat pe toate și prin el le reactivează, le înnoiește pe toate. Mărit să fie Domnul. Vreți să înțelegem noi valoarea Domnului nostru? De ce trebuie să se închine și ființele din cer? De ce trebuie să se dea slavă ca lui Dumnezeu? Auzi, acelui ce șade pe tron șamielului. Să fie slava, cinstea și stăpânirea în vecii vecilor. Mărit să fie Domnul. Amin. Dragii mei, oamenii când își pun un rege sau, știu eu, unii și numai un artist sau un sportiv, îl aclamă, vorbesc de el, bat în palme. Cerul slăvește pentru asta, să o facem și noi din toată inima. Că prin el am ajuns să cunoaștem și noi adevărul. Și prin el și noi suntem recuperați. Că puteam să fim distruși noi, dar între cei recuperați, suntem și noi amintiți. Între cei împăcați, suntem și noi. Spunea Domnul, eu v-am ales. Mulțumim Domnului. Slavă. Au întrebat unii, Doamne, puțin sunt cei ce sunt pe calea mântuirii. Și
Domnul a spus: nevoiții, Doamne, putem să-i mulțumim că suntem între ei, că ne-a avut și pe noi în vedere. Spunea Pavel, vă amintiți-ne? În urmă, ca unii stârpituri, mi s-a arătat și mie, s-a spune dincolo, în Timotei, capitolul 1, cu 15. O, adevărat, cu totul, vrem de primit este cuvântul acesta care este Iisus Hristos, a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, de care și El din tâi l-a găsit pe drumul Damascului, auzi. Că scrie Luca 19:10, că El a venit să caute să mântuiască și ne-a găsit și pe noi, pentru că a vrut să ne recupereze. Și ideea asta a putea să o continuăm, o las așa numai în suspans, puteți să vă gândiți. Va fi recuperat pământul, vor fi recuperate trupuri care nu mai sunt, vor fi readuși la viață, noi vom fi înnoiți, va fi o recuperare desăvârșită. Acum avem numai și întâi roadele Duhului, de a scrie Romani 8, că și natura suferă. Și va fi refăcut pământul și vor fi refăcuți oamenii și cerul este stabilit toate prin El. Mărire. Mărit să fie Domnul. Amin. Trecem mai departe la o altă taină. Scrie aici. Vă citesc din Coloseni, capitolul 1, versetul 21. Am numit-o taina iertării. Pentru că vreau să scot în evidență faptul că la Dumnezeu n-a fost o împăcare numai așa ca și cum am lămurit noi pe cineva, măi, hai, a, uite și tu ce-a fost și hai să fim iară pe bune. No. Și pe voi care de rău de străini și vrăjmași prin gândurile și prin faptele voastre, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă îmbrățișați înaintea Lui sfinț și fără prihană. Și spune mai departe, despre asta vorbim îndată negreșit, dacă rămâneți, asta e partea noastră. Trec la capitolul 2 și vă citesc din versetul 13. Pe voi care erați morți în greșelile și în firea voastră pământească, neteată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. A șters zapisul cu poruncile care stea împotrivă și ne-a potrivit și l-a nimicit pironindu-l pe cruce. Dar asta s-a produs numai în urma iertării. Pentru că, așa cum spune în Evrei, nu putea sângele taurilor, Evrei 9 și alți sabilor, să șteargă păcatele. Se scrie în 22 și fără vărsare de sânge nu este iertare. Dar trebuia un sânge sfânt. Și scrie Petru în epistola sa, capitolul 1, vă citesc de la versetul 19, că noi am fost salvați cu sângele scump al lui Iisus Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Cât valorează asta? Știți că sunt substanțe foarte scumpe. Un strop de sânge cât valorează? Vineri am fost părtași undeva la rugăciune și era acolo o femeie care a păcătuit așa o copilă de la adunare care a făcut redele ei, până la urmă s-a măritat. Și un proroc venit din altă parte, care poate a fost o prima dată, zice, am văzut deasupra ta palma Domnului. S-a întors și a picurat un strop de sânge și atât a curs din stropul ăla, toată te-a inundat și în jurul tău s-a făcut baltă de sânge. Mă, izbuniți femeia asta într-un plâns. Că numai cine a fost cu adevărat iertat și conștientizează asta, știe ce înseamnă. Cum ar fi trebuit să recunoască robul acela care a fost iertat de 10.000 de galbeni, trebuia să facă pușcării el și toți ai lui. Și a iertat toată datoria. Împăcarea, repet, nu s-a produs așa că Dumnezeu s-a gândit, hai să fie nou. Împăcarea și recuperarea s-a produs numai când Domnul, potrivit tainei lui Dumnezeu, a intrat în cer, scrie în Evrei, capitolul 9, cu sângele său în locașul acela ceresc. Și s-a făcut ispășire pentru mine și pentru tine, pentru păcatele noastre. Oare percepem ce înseamnă asta? Taina iertării. Iisus Hristos, Domnul răstignit pentru noi. Pentru mine ca individ. Pentru păcatul meu. Mi-a îngăduit Domnul odată, când unul dintre copiii noștri
N-a fost mai răzvrătit. Să-mi imaginez pentru timp de 3 ore ce înseamnă să fie un suflet pierdut pentru vecii vecilor. Eu nu-mi pot induce starea asta prin nicio psihologie. E ceva ce a fost dincolo de percepțiile mele. Am trăit ce nu pot să exprim și nu pot să, nici într-o anumită măsură, să reiau starea aceea. Și numai 3 ore a fost. Să-mi imaginez ce înseamnă un suflet pierdut pentru vecii vecilor. Pentru că în jubilant minte ideea, păi nu vrea să pochească, nu vrea să pochească. Și după ce am trăit acele 3 ore de puțin spus coșmar, am spus, Doamne, câtă vreme m-am suflare, mă voi lupta pentru mântuirea lui. Să fie iertat și să fie salvat. Dacă noi am conștientizat mai profund taina iertării, am fi copleșiți în fiecare dimineață și nu s-ar termina copleșirea până seara și când ne-am trezit, am contemplat din nou ceea ce noi servăm la cina Domnului, sângele care a pus pentru noi. Și am face mai mult pentru ca și alții să fie iertați și să fie salvați. Doamne. Bunul Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Aici este o taină mare cu iertarea. Și Domnul care a venit cu taina iertării a făcut o referire. Hai să vă citesc. Știți când se spune Tatăl nostru? Matei capitolul 6, vă citesc de la versetul 12. Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, se încheie Tatăl nostru și reia în versetul 14-15. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelilor, nici Tatăl vostru nu va ierta greșelile voastre. Taina iertării nu cuprinde numai jertfa lui, ci în baza conștientizării jertfei lui, are de-a face și cu iertarea pe care eu ofer tuturor celor din jur. Și asta e stipulat în epistola pe care noi o survolăm puțin în această seară, Coloseni 3 cu versetul 13. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Mai recent m-a întrebat cineva, frate, dacă îți ceri iertare, dacă tu n-ai altă motivație, să-și ceară iertare. Dar iată ce motivație am eu. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Nu pot pricepe Domnul Iisus nici atâta. Să conștientizezi, să fii iertat și să nu poți ierta. Repet, taina iertării înseamnă să nu-și mă aducă Dumnezeu aminte niciodată în toată veșnicia, nici peste miliarde și miliarde de ani de ce am păcătuit eu la Barăban sau la Arad. Dar dacă eu iertatul pentru 50, 500 sau 10.000 nu-mi însușesc pe deplin principiul iertării, toată iertarea lui Dumnezeu în dreptul meu se anulează. Și am fost izbit uneori să aud oameni pocăiți spunând nu-l pot ierta. Mă duc pe jos până la Golgota și vin înapoi. Imaginează-ți că ești pierdut pentru vecii vecilor. Dar de ce e taina asta iertării? Cum ar fi raiul, dragii mei, dacă nu ne-am spune unii la alții, numai dacă ne-am aminti ce mi-a greșit mie cu tare? Ar mai fi acela rai? Ar mai fi recuperată creația aceea? Taina împăcării nu rămâne în vigoare fără o iertare absolut generală. De la Dumnezeu către noi și de la noi către toți ceilalți. Doamne. Și dacă ai o pricină, și dacă ți-a greșit și te-a înșelat, și dacă te-a mințit și dacă te-a trădat în familie, dar ce, Domnul Iisus Hristos n-a murit pentru toate păcatele? N-am fost noi cei infideli? Nu idolatria cel mai mare păcat? Vă rog să rețineți. Nu eu iert păcatele cuiva, aia e chestiunea lui cu Dumnezeu. Taina iertării pentru mine înseamnă două lucruri. În primul rând, să iert eu pe toți și să doresc să ierte Dumnezeu pe toți.
Cum a zis Domnul Iisus, tată, te rog să ierți, tu faci ce știi. Dar eu, de partea mea, eu te rog să ierți. Domnul Iisus nu a spus pe cruce, tată, te rog să ierți pe toți. Dar pe ăștia care chiar azi m-au pus, pe ăștia nu. Ăștia au... Nu. N-a spus că unii știu și alții nu știu. Nu. Asta e taina iertării. O iertare desăvârșită, vă amintiți de Iosif din Cartea Genesei. E așa doar o figură preînchipuitoare. Ce a făcut fraților? Le-a făcut vreo observați? S-a lăsat cu vreun efect negativ asta? Păi eu vă hrănesc, mă, eu vă și mângâi, mă. Vă sunt necăjiți, voi aveți mustrări de conștiință. Dar eu vă îngrijesc de voi. Pentru că a înțeles că Dumnezeu făcuse acolo o lucrare. Să înțelegem și noi taina iertării. Mărit să fie Domnul. Rețineți, am vorbit până acum de taina cunoașterii. Când Domnul Iisus Hristos, toate lucrurile sunt simple de tot. Clare ca lumina zilei. Am vorbit că Domnul este taina recuperării sau împărtării lucrurilor în univers cu Tatăl. Dumnezeu să ajungă, cum scrie în Efeseni 4, să fie totul în toți. Să rochească împreună cu noi, cum scrie în Apocalipsa 21. Dar am spus că pentru asta este absolut necesară și taina iertării. Mărit să fie Domnul. Amin. Și vă mai prezint o taină. Vă citesc din capitolul 1. Versetul 27, Dumnezeu a voit să fac cunoscut care este bogăția, atenție, slavei tainei acesteia între neamuri, și anume Hristos în voi, nădejdea slavei. Domnul Iisus Hristos este taina slavei. Și vă citesc din capitolul 3. Dacă ați înviat împreună cu Hristos, când am înviat împreună cu Hristos? Care este? Aveți ascult că ai ceva teologie și care este teologie? Să vă dacă... Așa. Când înviază un om împreună cu Hristos? La botez, corect. Să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, că voi ați fost azi murit. Asta e altă taină interesantă, dar nu ne oprim noi la toată. Taina vieții și a morții. Și viața voastră este cu Hristos în Dumnezeu. Atenție acum. Când se va arăta Hristos, a venit pe nora a doua oară. Atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. Și scrie în Filipeni, capitolul 3, 21, El va schimba trupul stării noastre smerite, așa cum îmbătrânim noi. Și îl va face asemenea trupului slavei sale, prin lucrarea care o are de a supune toate lucrurile. Cum El se ocupă de asta? El vine după noi și vom purta, zice în 1 Corinteni 15, cum am purtat chipul celui pământesc, tot așa vom purta chipul celui ceresc. În viață este îngropat în putrezire, în ocară, și în viață în slavă, în neputrezire, mărire Domnului. Amin. Că El se ocupă de problema aceasta și slava care o avem datorită Lui. Știți ce s-a rugat în Ioan 17? Tată, te rog, vreau să le arăt slava, dar n-ar putea să le arate slava dacă nu duce și pe noi la slavă. Vă amintiți textul care spune, care voia să ducă pe mulți fii la slavă. La slavă. Și zice versul, toată slava lumii piere mai degrabă decât vine. Adevărata slavă este numai cea care o dă Domnul Iisus Hristos. Și Domnul a spus, eu le-am dat slava mea. Dar știți că slav, în ce constă acum slava Lui? Că ne-a așezat în locurile cerești în Hristos. Noi, dragii mei, înaintea lui Dumnezeu, a îngerilor, a demonilor, noi suntem priviți cu slavă. Noi suntem cu autoritate peste demoni. S-au mirat ucenicii, Doamne, eu n-am știut pe lumea asta cei mai tari sunt demoni, am aflat mai nou că nu este mai sus ca ei. Și ei se supun. În lumea spirituală suntem recunoscuți. Numai lumea nu ne cunoaște, că ei n-au percepții spirituale. Ei nu știu ce se întâmplă, cine suntem noi. Dar eu întreb,
noi știm cine suntem? Avem cunoașterea asta să înțelegem și să pricepem la ce am fost chemați. Spune Roman 8 cu versetul 18, sunt îngrențat că suferiți de vremea acum, nu sunt vreți să fie pus alături de slava viitoare. Și atunci, scumpele mele surori, când vă faceți probleme că îmbătrâniți, ce-ar fi să vă gândiți atunci la slavă? Cum zice poetul, sparge în bucăți oglinda cu o sânda ei nedreaptă și privește în Scriptură slava care te așteaptă. Unde cer căruta față cu cerească aletie ca să fii frumos în Domnul, plin de har și bucurie. Mărit să fie Doamne. Slava lumii. Te uiți, așa că pe unii îi încântă un brăduleț din ăsta amărât. Că pică cetina de felul în câteva zile. Nici măcar că ăla din pădure de treabă că și-o ține, nu? Păi am luat rădăcină, am luat viață. Slavă, cu niște haine, cu o mașină, cu ceva așa să arătăm noi ca și Ezechia, în loc să arătăm minunile lui Dumnezeu, pe Fiul Slavei. Și perspectiva noastră de slavă, stai, mare taină, lumea nu ne cunoaște. Dintr-o dată când va veni Domnul, păi se descoperă taina. Știți? Vedenia aia care a fost pentru scumpa mea soție când a ajuns acolo, asta e imaginea ceea ce urmează să vină, dar s-a arătat. S-a arătat și în Apocalipsa. Ajungeau trudiții acolo în fața cetății, obosiți. Și când gustau din mana ascunsă, mi-a zis proroc care a avut vedenia, auzi, sora din avut numai o față senină, dar când a fost transformată, cum i s-a arătat lui în vedenie, a zis, m-a uimit slava și noua serenitate era mult mai desăvârșită ca cea de aici. Pricepem noi asta. E o taină. Lumea nu ne cunoaște. Cum să ne cunoască pe noi dacă nu o cunosc pe el? Cum să cunoască sluga dacă nu o cunosc cu împăratul? Și dacă așa stau lucrurile, stai liniștit în cochilia ta. Că nu a venit vremea să fie spartă. Atunci să vezi. Și îngerii scrie că vor fi primiți, zice în 2 Tesalonicen, capitolul 1, vor primi cu uimire și vom vedea, se vor descoperi fii slave și atunci fiecare își va căuta, își va căpăta lauda de la Domnul. Da? Binecuvântat să fie numele Său. Vă rog, gândiți-vă când aveți vreme, că numai ideile mi le-am dat la slava care ne așteaptă. Și liniștiți-vă. Nu vă frământați nici cu trupul care trece, nici cu drepturi care ni se iau, oricum vin vremuri de restriște, dragii mei, peste noi. Dar pentru cei ce cunosc această taină, de vreau să vă gândiți la Domnul Iisus Hristos, ca să vă dau o imagine asupra tainei. Scrie în Isaia că Domnul Iisus Hristos n-avea nimic ca să-ți atragă privirea, așa? Apoi după ce l-au obișnuit, cu toată îmbălsămarea nu am putut să schimbe ceva, nu? Și după înviere, și cum îl vede Ioan în Apocalipsa capitolul 1, și am căzut grămadă la picioarele lui, ca mort, că s-a arătat în slavă, sau când s-a arătat Moise și Ilie pe muntele schimbării la față, a zis, e bine să fim aici, cum o fi arătat Moise acum aici și Ilie? Doamne! Ajută-ne să așteptăm în liniște, să se tragă perdeaua. Și cum zice Dorz într-o poezie, mă duc să-mi iau o harfă nouă și o altă carte de cântări și un alt veșmânt de cununie spre ziua dulcei așteptării. Și atunci cu mâinile slăvite vom legăna cerești finici, înălțând spre zări nebănuite cântările începute aici. Acolo vor fi adevăratele cântări. Ne-a spus la orchestranții noștri, măi, voi știți că se fac înscrieri pentru orchestra veșniciei? Asta e mai ceva decât filarmonica de stat. Veți cânta acolo. Scrie în 1 Petru 1 cu 4 că e o moștenire neîntinată, nestricăcioasă și care nu se poate vestegi, păstrată în ceruri pentru voi, auzi. Cum vine asta? Asta e slava. Noi nu știm cum vine să nu mai treacă niciodată. Ce flor ca să nu pălească, nu? Cum adică? Ce chip care să nu se îmbătrânească? Aia e slava. E ceva etern.
Așa e că e tare și sub aspectul că nu știm cum este. Desenează-o Sfânt după miere, hai, zi. Poți să-l desenezi? Păi nu mi-ajung culorile, mai trebuie inventat. Cum vom arăta? Păi taină. Păi taină slavei. Colosenii 3 cu 4, când se va arăta el, ne vom arăta împreună cu el în slavă. Să vezi atunci. Am visat într-o noapte. Mai visez să scrieți pe bătrânii visează. Este har de la Domnul, nu pot învețe atunci asta. Că plecasem din lumea asta. Și era o poartă pe care treceau oamenii de aici dincolo. Și mi s-a dat încearcă de să văd o bătrânică cum a murit. Așa a murit cu mânuțele rugându-se. Mă, zice frumos, a murit sora asta. Și au zis ca pe altă lume. Și între altele, nu vă spun tot, zicea, măi, să nu mai greșesc aici, trebuie să fim sfinți, nu, aici e gata cu păcatul. Și când colo să constat că nu mai puteam greși, nici să vreau, nici în gând. Măi, fai, mă, dar cum va fi acolo? Și să vrei să-ți mintești ceva, nu puteai, mă. Mă, să mă gândesc, dar nu pot gândi ceva rău împotriva lui. Nici vor. Nu mai mergea mintea într-acolo. Nu avea nici o sincopă de genul acesta. Va fi o slavă de plină. Nu o să mai fim ca acum să uităm. Turnăm notițe. Să ne obosim că mergem de aici acolo. Nu. Teleportarea e o jucărie. Slava lui Dumnezeu, vom fi ca îngerii și mai mult vom fi ca El. Slavă lui Dumnezeu. Abia aștept să se, să se deschidă taina asta. Că sunt taine consumate și taine încă pe rol. Și toate se învârtesc în jurul Domnului Iisus Hristos, care e taina lui Dumnezeu. Nu uitați așadar aceste patru taine, tot nu se vede har, amin. Amin.